Bună dimineața și bun găsit la jurnalul orei 7. Decizia noului guvern de a menține salariile și sporurile la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020 i-a determinat pe polițiștii vâlceni să petreacă ultima zi a anului în ploaie, în fața prefecturii. Au protestat pașnic și au expus nemulțumirile, dar au gândit și alte forme de protest în cazul în care situația nu se va remedia. Membrii sindicatului vâlcean Europol s-au adunat în ultima zi a anului 2020 pentru a protesta în fața prefecturii, nemulțumiți de decizia noului guvern de a menține salariile și sporurile la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, dar și de lipsa dialogului social. Au hotărât înghețarea salariilor noastre, deși suntem ultimii pe grila de salarizare. Avem un coeficient de ierarhizare începând de la 1,44, 1 fiind salariul minim pe economie și de obicei plătiți pentru muncitorii necalificați. Problema este că noi nici la acest 1,44 nu am ajuns deocamdată, urmează să ajungem în 2022, dar se pare că nu se știe dacă vom mai ajunge în 2022, deoarece trebuie să guvernul Câțu a hotărât că avem deja salariile prea mari și vrea să elimine inechitățile prevăzute de legea salarizării. Fără să se uite și fără să țină cont că de un an de zile a fost ministrul finanțelor și că trebuia să cunoască legea salarizării. Membrii guvernului au transmis că și ei vor fi solidari celorlalți bugetari și vor îngheța și salariile lor. Nu putem fi solidari cu dumnealor atâta timp cât dumnealor au niște salarii de 3 ori mai mari decât acum 3 ani, iar creșterile salariale de care a beneficiat personalul din sistemul de apărare ordine publică sunt de circa 250-300 de lei anual, în contextul în care alte categorii de bugetari, în afară de demnitari, sunt plătite de 3 ani la nivelul maxim prevăzut de lege pentru anul 2022. Vreau să vă spun că salariile polițiștilor, conform legii și ale tuturor colegilor din sistemul de apărare, erau planificate să crească între 2017 și 2022, în 5 ani, etapizat. Ion Stuparu ne-a menționat și că în anul 2018 salariile ar fi trebuit să crească în MAI cu 25%, însă, concomitent, plata contribuțiilor s-a mutat de la angajator la angajat. Astfel, marea creștere a ajuns la doar 3% net. Ulterior, trebuiau să crească, să se împartă diferența pe următorii 4 ani în mod egal. În fiecare an, 2019-2020, s-a reglementat prin ordonanță de urgență ca toate sporurile să fie înghețate. Am avut creșterea, dar sporurile raportate la salariul anterior. Astfel, tot timpul au fost prejudiciați. Iar acum vine a treia treaptă, când trebuia să avem a treia treaptă și poate că ne așteptam să ne înghețe în continuare sporurile și oricum să beneficiem de un salariu mult diminuat. Am avut surpriza să vedem că va îngheța și nici cea de-a treia treaptă de salarizare nu o vom mai primi și nu putem accepta așa ceva. Un alt motiv de nemulțumire este frecvența orelor suplimentare efectuate de polițiști de când a început pandemia. În sprijinul polițiștilor au venit și membrii sindicatului dicasterial, în spirit de solidaritate. Noi suntem aici și pentru a protesta vis-a-vis de inconsecvența guvernului, în sensul că într-o săptămână una zice și în cealaltă săptămână alta face. Ne afectează și pe noi din punct de vedere administrativ, pentru că grefierii urmau să beneficieze de emiterea unor decizii administrative care, odată cu această ordonanță, au suspendat efectele respectivelor decizii. Și nu în ultimul rând am vrea să se respecte, dacă se poate în România, principiul supremației legilor. Pentru că dacă prin această ordonanță se suspendă efectele unei legi, care și așa este făcută prost, oricând vrea guvernul Câțu sau orice alt guvern care urmează în această țară, din punctul nostru de vedere, statul de drept începe să nu mai funcționeze. În cazul în care nu se vor lua măsuri față de nemulțumirile polițiștilor, aceștia au gândit și alte tipuri de protest. Am făcut o grămadă de ore suplimentare și răsplata este că o să ni se înghețe salariile pentru tot efortul nostru. Nu vrem să mai facem ore suplimentare de acum încolo, vrem să aplicăm doar măsuri cu avertisment și
și alte măsuri pe care le vom anunța. Vom face un calendar de proteste și cu măsurile pe care și îl vom înainta și guvernului și prefecturilor. Sperăm să reanalizeze domnul Câțu și guvernul, să reanalizeze această lege a salarizării, să se uite mai bine pe ea, să vadă acum care sunt inechitățile, nu avea nevoie de o înghețare ca să constate asta, și să o remedieze cât mai repede, dacă nu vrea să continuăm protestele. Noi dreptate, nu salarii înghețate. Dialogul ați uitat și pe voi ne-ați înghețat. Pentru a voastră ordonanță avem zero toleranță. Vă rugăm să ne scuzați de astăzi, nu mai jurați. Nu creați un precedent, vom da numai avertisment. Ne-ați trimis de baricade, să ne dați autoritate. În comuna Popești, o elevă în clasa a 12-a urmează cu perseverență școala online într-un cort amenajat la poarta gospodăriei în care locuiește, pentru că doar aici are semnal. Fata îndură gerul, ploaia și vântul pentru a termina cu bine liceul și pentru a ajunge studentă la drept. Cât de mult poate să-și dorească un copil să facă școală? Suficient de mult cât să stea în frig și ploaie pentru a prinde două liniuțe de semnal internet pe telefon la poarta gospodăriei. Denisa Mihailă este elevă în clasa a 12-a la Colegiul Economic din Râmnicu-Vâlcea. Suspendarea cursurilor față în față a determinat-o pe fată să revină acasă în satul Valea Caselor din comuna Popești, acolo unde locuiește cu părinții ei și unde urmează școala online. Din păcate, aici nu există internet. Cu greu și doar în unele zone poate fi semnal, însă unul foarte slab. Ca urmare, Denisa poate să participe la cursuri doar în drum, în fața casei sale. Frigul, ploile și ninsorile din ultimele luni i-au determinat pe părinții fetei să-i amenajeze acesteia o baracă. Au așezat pe patru stâlpi mai multe bucăți de nylon, pături și blăni. Din păcate, acestea nu țin și de cald. Cum te-ai descurcat în tot acest timp? A fost cald, am stat fără nimic cu măsuța, dar când a început să plouă și s-a pus frigul, trebuie să improvizăm ceva. Câte ore online faci tu pe zi? 5, 6, depinde de 4. Și practic orele astea de dimineață, nu? Da, de la 7:30. Da. 8 și 10, depinde. Ți-e frig? Foarte frig. Deja am îmbrac gros, dar tot e frig. Cât mai faci față să stai în această improvizație, în acest cort improvizat? Cât o să fie cald. Fiind iarnă? Nu. Mai stau, dar nu stau. 2-3 ore maxim la matematică și română, ce e important. În rest, nu. Și profesorii tăi ce spun? Unii mă înțeleg, le spun că pot să stau cât pot să stau, că nu, și îmi trimit și o să scriu după aia, îmi trimit colegii. În cortul improvizat, Denisa are o bancă învelită în pături și o măsuță. În fiecare dimineață ea își notează aici lecțiile. Dacă este foarte frig, nu poate rezista însă decât 2-3 ore, la restul cursurilor fiind nevoită să renunțe. Cu toate astea, eleva nu se dă bătută. Îndură frigul, ploaia și vântul pentru a învăța și pentru a deveni studentă la drept. N-ai răcit până acum? Nu te-ai îmbolnăvit? Nu. Nu? Nu prea răcesc. Nu prea răcești. Lasă-mă, mă ia. Și oamenii ce spun când trec pe aici? Se miră. Se miră? Că de ce stau? Înțeleg. Și cu toate astea stai? Da. Pentru că spre binele meu. Uh-huh. Se merg la facultate și... Unde? La ce facultate vrei să ajungi? La drept. Uh-huh. La Sibiu. Când o să vină ninsoarea cea mare? Nu știu ce să fac. O să stau, dar foarte puțin. Poate doar română și matematică, ce e important, la module și așa nu. Colegii tăi ce spun? Se miră așa când aud că sunt afară, nu să intru în casă. Îmi ia apărarea ca să nu mai stau afară. Și te ajută și ei, îți trimit și ei? Da, îmi trimit. Când nu intru, îmi trimit, avem pe grup, îmi trimit toate lecțiile. Părinții fetei spun că dacă vremea va fi neprielnică, se vor vedea nevoiți să o țină pe Denisa în casă și astfel să renunțe la școală. Îmi pare foarte rău că stă în frig, stă și nu are semnal să învețe, mai ales că e ultimul an. E greu. Da. Credeți că va face față sau cât va mai face față aici în cort? Nu știu, depinde acum după timp, cum e timpul. Dacă se pune zăpada, se pune gerul, nu mai intră. Ce să facă? Unde să stea în frig? Și cum o să se pregătească pentru BAC? Nu știu. E greu. Pentru ea e foarte greu. Denisa consideră că școala online nu este deloc de ajutor acum în prag de bacalaureat și are un mesaj pentru actualul guvern. Să lase prostiile și să dea drumul la școală. Altfel
importantă. Dacă nu, nu știu ce se va alege de noi. Sper să înceapă cât de curând. Crezi că o să treci cu bine peste acest hop, bacalaureatul? Dacă o să continuăm online, nicio șansă, nu cred. Nu o să fie, adică nu ajută pe nimeni. Nu cred că o să putem trece. În comuna Popești există 7 sate. 2 dintre acestea, Valea Caselor și Firișba, nu au internet în acest moment. Numărul mic de locuitori, precum și accesul dificil către aceste sate, sunt principalele cauze, potrivit administrației locale. Primarii social-democrați din județul Vâlcea sunt disperați din cauza faptului că nu au primit de la guvern sumele promise pentru anul 2020 și acuză pe reprezentanții acestuia că îi favorizează pe edilii liberali. Sute de persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora așteaptă de luni bune banii care li se cuvin. Florian Marin, președintele PSD Râmnicu Vâlcea, a postat pe o rețea de socializare documentul care arată că, prin hotărârea de guvern din 17 decembrie 2020, județul Vâlcea a primit 13.450.000 de lei pentru 41 de localități conduse exclusiv de primarii ai Partidului Național Liberal. Potrivit documentului, niciun primar din partea PSD nu a primit bani în această perioadă, problemele comunităților pe care ei le conduc fiind total ignorate de autoritățile centrale. Edilii social-democrați susțin că nu au mai întâlnit până acum o asemenea discriminare din cauza faptului că unii dintre ei nu au mai primit bani de la bugetul de stat de luni bune. Sute de persoane cu dizabilități și asistenți personali fac eforturi considerabile pentru a supraviețui. Am mai rămas 5 luni de zile neacoperit. Și vreau să spun că 5 luni înseamnă 10 miliarde de bani vechi. Deci 1 milion de lei bani noi. E pentru prima dată în 8 ani când nu primim bani integral pentru aceste persoane. Și sunt persoane aflate în mare dificultate, cu boli incurabile, și o parte însemnată din ei persoane care efectiv sunt paralizate. Din fericire suntem restanțieri față de aceste persoane cu luni de zile și acum pe 10 când a trebuit să plătim nu avem sumele necesare. Deci va fi a treia lună restantă. Noi luna trecută am plătit sumele aferente lunii august. Deci oamenii sunt fizic în decembrie și și-au primit banii pe luna august. Noi am primit aproape 15 miliarde pentru plata acestor drepturi, iar suma necesară este de 24 de miliarde, deci noi nu putem pune din bugetul local 9 miliarde, așa ar presupune venitul nostru din venituri interne proprii pe 3 ani, ceea ce depășește cu mult posibilitățile noastre. Unii primari social-democrați au reușit să se descurce până acum cu toate cheltuielile pentru persoanele cu handicap grav, dar sunt nevoiți să renunțe la investiții. Sunt un caz fericit deoarece m-am gospodărit în așa fel încât să nu las oamenii necăjiți, pentru că la Șerineasa avem 15 persoane cu handicap cu un soțitor și 21 cu indemnizație. M-am chipzuit și am încercat să pun pe primul loc omul și după aceea celelalte. Este drept că de multe ori am blocat anumite investiții pentru că a trebuit să repartizez bani pentru acești oameni. La ora actuală, primăria Băbeni este la zi cu plata la persoane cu handicap și însoțitori. Am plătit din bani din bugetul local. Uh-huh. E păcat să nu plătești așa oameni. La începutul anului acestuia, da, 2020, ați primit vreun ban? Că am înțeles că s-au dat niște bani, da, mai la început. Atunci am primit, da, am primit ceva bani, dar nu de ajuns. Dați seama că noi am folosit din banii noștri și i-am băgat în loc la banii noștri la investiții. Reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul Sebastian Fârtat, susține însă că banii destinați persoanelor cu handicap grav și însoțitorilor acestora au fost virați. Situația este în dinamică, am făcut o analiză la nivel județean. În acest an, conform legii bugetului de stat, guvernul trebuia să aloce 50% din aceste fonduri. În toate localitățile județului, guvernul și-a îndeplinit obligația. Adică în toate localitățile județului, guvernul a alocat peste 50% din plata persoanelor cu handicap sau din însoțitorii persoanelor cu handicap.
Mai mulți primari socialdemocrați din județ s-au hotărât să se unească și să dea în judecată Guvernul României pentru modul discreționar în care a oferit bani administrațiilor locale din Vâlcea. Eu chiar am hotărât să fac o plângere ca primar, să o fac singur dacă nu. Dar între timp, la câteva zile, am fost sunat de la primărie de la Băbeni să merg să semnăm, că sunt listele să semnăm pentru acționarea în instanță a Guvernului pentru alocările discriminatorii care le-a făcut. Că nu pot să dai la o comună de 800 de persoane, 800 de locuitori, să dai 3, 4, 5 miliarde, iar la o comună ca și Neasa de Rolei. Guvern mai criminal ca ăsta eu n-am văzut, cu astfel de diferențe. Vom face o acțiune toți primarii PSD de județ, o acțiune de protest, să-i spun așa, că le arătăm nemulțumirea acestui gest, pentru că nu e corect să văduvești localitățile unde sunt primar PSD de niște bani. Corect ar fi fost, chiar dacă le dădeau mai puțin, dar cel puțin să vi dați și câte primăriile unde sunt primar PSD. Nu așa să le tai cu atâta dușmănie, nu, nu și nu. Primarii liberali au primit la rectificarea bugetară din această lună sume cuprinse între 100.000 și 1 milion de lei. Cei mai fericiți sunt primarii de la Sutești, Stoienești, Fârtățești, Dăiești, Șușani și Dănicei, care au primit peste 500.000 de lei. Aceștia sunt de părere că discriminări au fost mereu din partea guvernelor. Înțeleg că ați primit bani la ultima rectificare. Am primit 800 de lei, da, 800.000 de la guvernul. Am avut o solicitare vis-a-vis de faptul că aveam niște datorii la niște drumuri care s-au asfaltat și eu am trecut în probleme de gen, după doamna, când era doamna Dăncilă, odată la o rectificare am primit 5.000 de lei și la una nimic, zero. Deci n-aș vedea așa, dacă și atunci mi se dădea și mie o sumă mea micuță, poate nu ajungeam să stau cu mâna întinsă la guvern acum la ultima rectificare. Toate persoanele vaccinate anti-COVID-19 vor primi o adeverință care va fi utilă pentru administrarea celei de-a doua doze. Documentul nu este obligatoriu pentru accesul în alte localități sau țări și nu trebuie ținut în permanență la purtător. Marți 29 decembrie ar fi trebuit să înceapă în Vâlcea campania de vaccinare pentru cadrele medicale. Din cauza faptului că producătorii au întârziat livrarea vaccinului în România din motive tehnice, dozele vor ajunge în județ miercuri sau joi, în cel mai bun caz. Între timp, centrele de vaccinare înregistrează pe o platformă electronică listele cu persoanele care doresc să se vaccineze, pentru a se ști sigur de câte doze e nevoie în această primă etapă. Toți cei care se vor vaccina vor primi o adeverință atât în format fizic, cât și electronic, în care sunt cuprinse informații personale și date despre serul administrat. În acest fel se creează o evidență a celor care urmează să primească și a doua doză de vaccin. Cuprinde informații despre persoana care a fost vaccinată, numele și prenumele persoanei, vârsta, data nașterii, adresa, data la care s-a vaccinat. Apoi informații despre vaccin, dacă este prima doză, compania care produce vaccinul, lot, și data efectuării vaccinului. Ne ajută să stabilim, adică să ținem sub control sau să avem o evidență a următoarei date când trebuie să ne prezentăm pentru cea de-a doua doză. Această adeverință nu este necesară pentru accesul în alte localități sau țări și nu este nevoie să o avem asupra noastră în permanență. Momentan nu sunt informații că am avea nevoie pentru a fi, să spunem, ținută în permanență asupra persoanei care a efectuat vaccinarea. Nu există informații că vor fi anumite presiuni pentru persoanele care refuză. Aici punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea și urmăriți matinalul Fii Antenă. Pe curând!